Bună, fetele! Bună! Bună ziua! Bine ați venit pe la noi! Mulțumim de orare, bine v-am găsit! Sunteți pregătite să vorbim un pic despre bani și cheltuială? Unii dintre noi, da, stau mai bine la capitolul ăsta. Da. Alții... Un subiect presant pentru toată lumea, așa că... Așa da. E. Care a fost ultima dată când prețul cel bun al unui produs v-a surprins? Să zicem că vă așteptați să fie mai ieftin și a fost mai scump sau invers? Încep eu, la mine e proaspătă. Amenajez apartamentul pe care abia l-am cumpărat și prețurile la gresie, faianță, parchet, mână de lucru și orice ține domeniul ăsta sunt uriașe. Da, nu mă așteptam. M-au luat prin surprindere total. Sunt și eu ambalată cu subiectul Alexandrei și eu am căutat o doamnă să ne facă un pic ordine și curățenie și îi mulțumesc pe această cale dacă deci vede. Prețul la servicii prețul a fost sub așteptări. Așa deci că, prețurile iată. La servicii. Dar depinde cum negociezi. N-am negociat, n-a fost nevoie. Care este prețul cel bun al unei călătorii cu metroul? Și vă dăm trei variante. Aveți unde alege. 3, 5 sau 10 lei? 5. Adică, de fapt, e o cartelă din aia cu două călătorii? Nu, sau una singură. Una singură? Deci, acum m-aș lua după mama, că ea merge mai des cu metroul. Că nu prea, eu nici eu, dar cam 3 ani, 5, cred. De acum 3 ani, de când am avut permisul suspendat. Bine, hai, 5. Răspunsul corect este 3. Deci, o surpriză bună. Da. Care este prețul cel bun al unei călătorii cu autobuzul? Și tot așa, avem 3 variante, 3, 5 sau 10 lei. Eu am un statut privilegiat. Pensionar? Pensionar, călătoresc pe toate traseele, mulțumim celor care au avut această idee, dar chiar habar nu am. Dar hai să zicem că ar fi 3. Alexandra? 3, zic și eu. Răspuns corect. Care este, din experiența voastră, prețul cel bun al unei nopți de cazare în Turcia? Este foarte scump. Se dă foarte mult timp, consum nervos, lucruri care nu se mai întorc niciodată. Adică banii cu banii se rezolvă, dar dai din tine ca să stai o noapte de cazare. Dar și nici măcar la 2 stele. Da, eu cred că na, poate fi între 80 și 100 de euro, să zic așa, cum se cade. Care este pentru voi prețul cel bun al unei vacanțe? Să zicem vacanța ideală. Eu, înainte de virus, cred că doamne a zis pleacă acum că nu se știe. Și am făcut o croazieră minunată până în Baleare, așa, și cu 1000 de euro. Câte a zile? Fost senzațional, o săptămână. Acum vă vom spune noi prețul cel bun și vorbim despre suma de 53.000 de euro. Wow. Ce credeți că se poate face cu această sumă? Avem 3 variante, doar una e corectă. Apartament cu 2 camere în București, garsonieră în Atena sau o insulă în Nova Scoția, Canada? O insulă? Doamne, nu. Apartamentul în București, în ce zonă să fie cu 53.000? Într-o zonă așa, poate fi. Nu ai măcar nici în militar, poate fi. Eu zic într-o Rahova, zonă... Rahova, Ferentari, Pantelimon? Atenție, da. București, nu Ilfov. Da, așa. Cred că o să mă opresc la Atena, eu. O garsonieră în Atena? Da, cred că da. Eu merg pe prima variantă, totuși. Apartamentul? Un apartament. Mai la graniță, între București și Ilfov. La limită. Ei, surpriza este că noi... Insula. Exact. Extraordinar. Este singura din cele 3 pe care am găsit-o la 53.000 de euro. Celelalte 2 depășesc. Păi și ce poți să faci cu insula aia? Că ne luăm și noi. Diferența pe care trebuie să dau la apartamentul meu e o insulă. Apartamentul are toată lumea, dar o insulă... E o insulă pustie, n-avea grijă. Da. E micuță, e în nord, e frig. Da. Da, e... da. Poate fi a ta pentru banii ăștia.